Asistăm astăzi la un moment istoric pentru tot ceea ce înseamnă transportul public de călători în București, pentru tot ceea ce înseamnă transportul public în metroul în capitala României. Punerea în funcțiune cu călători a magistralei N5 Rândabelei, cu cele 10 stații, un depou, respectiv cei 7 km de linie dublă, toate fiind proiectate și construite de la zero. Începând de astăzi, bucureștenii, și nu numai, vor beneficia de una dintre cele mai spectaculoase magistrale de metrou, atât din punct de vedere arhitectural, cât și din punct de vedere al tehnologiei de ultimă generație utilizată. Este o mare realizare. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Este cert, după Revoluție, cea mai mare realizare de acest tip metrou din România. Sigur, nu a fost ușor până aici și această linie risca să devină așa un fel de legendă, o legendă a amânărilor.